Hei, salut, prieteni! Asta e Yakuza partea a doua și m-am gândit că pur și simplu sunt mult prea multe chestii de spus încât să nu fac o partea a doua și să știți că încă mă gândesc serios să o fac chiar și pe a treia. Episodul anterior v-am spus că e vorba de un sistem de conducere vag feudal. Gândiți-vă la un sistem similar mafie, doar că șeful nu este numit Nash. Și relația lui cu toți ceilalți este net diferită față de cea a unui Nash. Primul și în primul rând, un șef Yakuza se numește Oyabun. Și asta e un fel de tată și treaba se duce foarte departe pentru că oamenii care decid să intre în Yakuza practic aleg o nouă familie. Relațiile între membrii fiind la nivelul de frați, iar relațiile cu șeful implicând un respect la fel de mare ca cel pe care l-ai arătat tatălui tău. Am uitat să menționez că tu nu poți intra în noua ta familie Yakuza până când nu o renești pe cea anterioară, adică familia ta. Această organizație se bucura de un succes răsunător prin 1960, raportând undeva la peste 200.000 de membri activi. Yakuza își derivă rădăcinile din două clase sociale ce erau atribuite perioadei Edo. Tekia, care reprezenta o clasă socială defavorizată și formată din vânzătorii ambulanți. Bakuto, clasa socială văzută și mai prost pentru că implica pe cei ce jucau jocuri de noroc. Deci aș trag și numele.